Atenție! Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe de auz. Bine v-am găsit la știri. Drumul național 76 la Deva, spre Bradle, dă mari bătăi de cap șoferilor și asta deoarece și aici se lucrează de luni bune, iar pe lângă faptul că pe întregul tronson au fost amplasate semafoare, se mai circulă și pe o singură bandă. Conducătorii auto care sunt nevoiți să tranziteze zilnic acest tronson de drum trebuie să fie înarmați cu răbdare. De aceeași calmitate și răbdare trebuie să dea dovadă și localnicii care, din cauza săpăturilor efectuate, nu prea mai au acces spre locuințe. Drumul care duce către Brad este într-o continuă reparație. De acest fapt au de suferit pe lângă șoferi și localnicii, care din cauza lucrărilor ce se desfășoară pe una dintre benzile de mers, nu au pe unde să mai intre în locuințe. Tronsonul pe care se desfășoară aceste lucrări este de aproximativ 31 de kilometri, iar firma constructoare este cea care reabilitează și podul de la Șoimuș, mai precis Selina Group. Practic, per ansamblu, proiectul de reabilitare are menirea de a schimba cu totul partea carosabilă. Dar până se va întâmpla acest lucru, probabil mulți șoferi vor mai avea nervii întinși la maximum pentru 30 de kilometri de șosea. O nouă categorie de autovehicule va fi introdusă pe lista celor scutite de plata timbrului de mediu conform unui proiect de act normativ adoptat de Senat. Propunerea legislativă a fost aprobată inițial de guvern luna trecută. Autovehiculele folosite de unitățile din sistemul administrației penitenciare vor fi exceptate de la plata timbrului de mediu. Se arată într-un proiect de lege adoptat de Senat ca primă cameră sesizată. Inițial, executivul a aprobat proiectul în cursul lunii mai și apoi l-a transmis Parlamentului. Concret, măsura este inclusă în proiectul de lege pentru modificarea aliniatului 1 al articolului 3 din ordonanța de urgență numărul 9/2013, privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Aceasta va contribui, potrivit comunicatului transmis de guvern luna trecută, la o degrevare a bugetului Administrației Naționale a Penitenciarelor. În urma aprobării de către Senat, proiectul de lege va fi transmis Camerei Deputaților, care se va pronunța asupra acestuia în calitate de cameră decizională. Odată cu venirea căldurii apar și insectele, dar și gândacii. Pentru a combate acest fenomen, în perioada 12-15 iunie, în municipiul Reședință de Județ, cu aparate de zbor se va derula o campanie de dezinsecție. Timp de 3 zile, deasupra municipiului Deva se vor derula mai multe activități de dezinsecție, dezinfecție, deratizare, de această dată cu ajutorul unor aparate de zbor. Pentru această activitate se vor folosi produse pentru combaterea insectelor zburătoare, precum muște, țânțari, moli, viespi, gândaci, furnici, ploșnițe, purici, căpușe și paianjeni. Avionul va survola spațiul aerian al municipiului de 2 ori pe zi, dimineața între orele 6 și 8 și seara între orele 19 și 21, în special în zonele predispuse la apariția insectelor zburătoare și atârătoarelor. Concret, este vorba despre pădurea Bejan, zonele de agrement, zonele verzi, parcurile, cimitirele și strandul municipal. Da, așteptăm o companie aeriană din Timișoara care e specializată în aceste operațiuni de lucru aerian. Cred că este vorba de un avion AN-2 care va face, începând de mâine, operațiuni de zboruri la joasă înălțimile asupra orașelor și zonei adiacente Devei pentru combaterea țânțarilor, muștelor și alți dăunători. Astfel de acțiuni de dezinsecție sunt binevenite și asta deoarece, printr-o modalitate simplă, Deveni scapă de enervantele insecte ce apar odată cu venirea căldurii. Deși anul trecut minerii care au plecat de la minele ce se închid s-au putut recalifica în meserii cu cerere pe piața muncii, anul acesta colegilor nu mai au permisiunea celor de la Uniunea Europeană. Singura soluție este să accepte să urmeze un curs la agențiile locale de șomaj, diferența fiind făcută tocmai de forul european, care nu a mai dat bani pentru reconversie profesională.
Peste 200 de oameni pleacă acum de la minele neviabile din Petrila, Paroșeni sau Uricani, dar dacă nu ies la pensie, atunci nu se pot recalifica profesional. Conducerea Societății de Închideri de Mine susține că vina le aparține celor de la Uniunea Europeană, pe care i-au și notificat în acest sens, însă deocamdată fără rezultat, asta chiar dacă mai sunt bani. Noi am trimis o notificare către Ministerul Energiei, notificare care a trecut de Ministerul Energiei și se află în lucru la Consiliul Concurenței. Acea notificare cuprinde și acest element de reconversie profesională care a fost prins în decizia Uniunii Europene până în 2014, iar sumele alocate reconversiei profesionale nu s-au cheltuit în totalitate și am dorit prin această notificare ca și în anii viitori aceste sume să fie relocate până în 2018, să beneficieze toți oamenii de aceste sume de reconversie profesională. Cei care s-au disponibilizat anul trecut au făcut cursuri de recalificare și chiar au acum meserii cerute și căutate pe piața muncii. Am avut meserii foarte diverse anul trecut, începând de la strungari, frezori, instalatori, până la inspector SSM, specialiști pe resurse umane, ghid montan. Chiar am avut câteva grupuri de meserii inedite pentru această activitate de reconversie profesională și care nu s-au regăsit în anii trecuți în planurile firmelor de reconversie profesională. Din păcate, acum minerii disponibilizați, care au toți în jur de 45 de ani, nu pot decât să meargă la agențiile locale de calificare și acolo să urmeze ca șomeri cursurile de calificare oferite de aceștia și care sunt pentru meserii ca zidari, montatori pereții rigips, lucrători la drumuri ori asfaltatori. Pe 11 iunie 1948, guvernul pro-comunist condus de dr. Petru Groza a confiscat practic întreaga economie a țării. Pe atunci, Marea Adunare Națională a adoptat legea privind naționalizarea principatelor întreprinderi industriale, miniere, bancare, de asigurări și de transport, sau legea 119, cum mai este și cunoscută. La legea elaborată de guvernul condus de dr. Petru Groza, cel născut la Băcia, se lucra de mai mult timp, practic de când România a intrat în sfera de influență a URSS, iar în ziua cu pricina totul a fost pregătit cu minuțiozitate. Astfel, Constituția din 1948 prevedea la articolul 6 că bogățiile de orice natură ale subsolului, zăcămintele miniere, pădurile, apele, izvoarele de energie naturală, căile de comunicație ferate, rutiere, pe apă și în aer, poșta, telegraful, telefonul și radioul aparțin statului, ca bunuri comune ale poporului. Iar la articolul 8 era prevăzut că proprietatea particulară agonisită prin muncă și economisire se bucură de o protecție specială, acest paragraf putând fi interpretat de oricine în ce mod își dorea. Conform istoricilor, în ziua de 11 iunie 1948, care a fost numită de către bolșevici ziua patimilor burghezilor, încă de la ora 4 a început infiltrarea în locurile vizate ale agenților comuniști la nivel național. La ora 6, comuniștii infiltrați au sigilat casele de bani, au ocupat birourile șefilor și au interzis ridicarea oricăror acte sau documente. Apoi, la ora 13, activiști pregătiți din timp au preluat efectiv conducerea companiilor. O oră mai târziu, la 14, în toată țara izbucneau mitinguri spontane ale oamenilor muncii pentru susținerea naționalizării. Câteva ore mai târziu, simulacrul de parlament întrunit pentru a marca 100 de ani de la Revoluția din 1948 a adoptat în unanimitate proiectul de lege privind naționalizarea, proiect depus chiar de Petru Groza, un act normativ care a avut și efect imediat. Astfel, mii de fabrici, uzine, companii de asigurări, companii miniere sau de extracție a petrolului, bănci și companii de transport au fost preluate în forță de regimul comunist. Astăzi, la 67 de ani de la naționalizare la casa lui Petru Groza din municipiul de Vaeliniște, se pare că nimeni nu mai ține seama de importanța acestei zile și de cum a schimbat evenimentul de atunci soarta României. Un scenariu similar s-a petrecut și în ceea ce privește proprietatea agricolă, în ceea ce este cunoscută drept colectivizarea. Aici, procesul a început cu reforma agrară din 23 martie 1945, în urma decretului Lege 143, semnat de ministrul agriculturii, de atunci un alt hunedorean, Romulus Zăroni, din Adăștia de Sus. Apoi, după succesul cu naționalizarea, guvernul Groza emite în 2 martie 1949 decretul 84, intrat în vigoare imediat, prin
prin care se expropriau inițial doar proprietățile de peste 50 de hectare, dar acesta a fost doar începutul. Ca o ironie a sorții, după ce a contribuit masiv la reușita colectivizării după începerea punerii ei în practică, Zăron, nemai fiind atunci ministru, a avut necazuri din această cauză, nevasta lui nefiind de acord cu acest lucru, care a dus pentru că linia partidului trebuia urmată la divorțul celor doi. Efectele naționalizării și ale colectivizării se mai văd și astăzi, existând și în prezent procese privind retrocedările și stabilirea dreptului de proprietate. Cum rămâne cu sistemul de termoficare al Vâii Jiului, cui revine sarcina să gestioneze un sistem unic și cât de pregătiți suntem acum să accesăm fonduri pentru aceste investiții? Acestea au fost câteva dintre problemele luate în discuție de prefectul județului Hunedoara, Sorin Vasilescu, la o întâlnire ce a avut loc la Petroșani cu factorii de răspundere. Sistemul de termoficare are nevoie de investiții și pentru ca să nu mai existe problemele de acum, când fiecare oraș are o firmă aproape falimentară în acest domeniu, edilii locali caută soluția pentru următoarea iarnă. Prefectul județului Hunedoara s-a întâlnit cu primarii la Petroșani și au discutat care sunt pașii în acest sens. Nu au fost excluși nici cei de la CEH, care au și ei un rol în acest sistem. Urmează să avem, am înțeles, o întâlnire și constituirea grupului de lucru pe care domnul ministru Gera a promis-o în acest scop, cu situația complexului și cu tot ce presupune această activitate de furnizare de agent termic. Urmează să mai avem o întâlnire în perioada următoare și să vedem, mergem mai departe cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară. Toți au fost de acord că e important să accesăm fondurile europene pentru modernizarea și reabilitarea rețelei de încălzire. Deocamdată nu s-a discutat despre desprinderea termocentralei Paroșeni din CEH, iar edilii Vâii Jiului speră să obțină bani europeni cu care să refacă sistemul de termoficare de la Petrila la Uricani. Abia atunci vom putea vorbi despre costuri minime pe timpul iernii. Elevii de la Liceul de Arte Sigismund Toduță din Deva marchează reușită după reușită. Alți doi elevi ai acestei renumite unități de învățământ au susținut un recital de pian. Răzvan Daniel Negrea Druncan și Andreea Maria Țârlea, elevi în clasa a 5-a, respectiv a 6-a, i-au uimit pe cei care au venit ieri seară să îi asculte la cercul militar din Deva. Au avut un repertoriu extraordinar de frumos, pe care l-au cântat cu pasiune și cu mare grijă și au transmis o parte din sufletul lor acestui public minunat care a venit la recital în această seară și le mulțumim. Vă invităm în săptămâna care urmează, în data de 12 iunie, ora 17, la sesiunea a doua a galelor Piano Modus Vivendi, care începe cu un recital deosebit, susținut de o formație de Cameron Duet, Vortex, la pian și vibrafon, bazat pe muzica dansului tango. Să urmărim grupajul de știri pe scurt. Începând de luni, 15 iunie, la Petroșani va funcționa un birou permanent al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Hunedoara. Potrivit senatorului Haralambie Vochițoiu, acest proiect a fost realizat pentru a veni în întâmpinarea solicitărilor asiguraților din zona Vâii Jiului și pentru a-i scuti de costurile unor deplasări multiple la sediul Casei Județene de Asigurări de Sănătate Hunedoara. Distanța de la Deva, unde este sediul Casei Județene de Asigurări de Sănătate și municipiul Petroșani, este de 100 de km. Iar ghișeul din cadrul Spitalului de Urgență Petroșani, cu program de o singură zi pe săptămână, joia, nu face față numărului mare de solicitări. Din datele furnizate pentru realizarea acestui proiect, reiese că în medie aproximativ 220 de persoane se adresează în ziua de activitate acestui ghișeu pentru soluționarea diverselor probleme.
Municipiul Orăștie găzduiește la sfârșitul acestei săptămâni a doua ediție a campionatului național Street Workout. Evenimentul va avea loc pe alea pietonală din centrul municipiului Orăștie, începând cu orele 18. Street Workout este o nouă mișcare tot mai populară în rândul tinerilor, ce constă în exerciții cu propria greutate, în scopul obținerii unui corp frumos, tonifiat și sănătos. Acest sport este foarte atractiv, spectaculos și gratuit, ajutând la dezvoltarea unui corp armonios cu o musculatură bine definită într-un mod natural. Acțiunea este organizată de Asociația pentru Tineret, Învățământ și Turism, în colaborare cu Doru Dorobăț, reprezentant World Street Workout and Calisthenics Federation în România și sprijinită de Consiliul Județean Hunedoara și Primăria Municipiului Orăștie. În data de 14 iunie, începând cu ora 12 în Piața Unirii din Deva, va avea loc ediția a treia a evenimentului Skirt Bike Deva, inspirat din curentul Cycle Chic care s-a răspândit rapid din Copenhaga în New York și Tokyo. Mișcarea Skirt Bike a debutat în 2010 la București ca bloc destinat promovării ciclismului urban pentru femei. Skirt Bike este singurul eveniment ciclist din România adresat doamnelor și domnișoarelor iubitoare de frumos, de mișcare, de libertate și de bicicletă. Și totodată cea mai mare comunitate de acest fel. Doamnele și domnișoarele de toate vârstele sunt invitate să pedaleze în ținute cât mai chic, cu bicicletele împodobite cu flori și accesorii colorate, cu entuziasm și voie bună. Scopul evenimentului este de a promova ciclismul urban în rândul femeilor și de a demonstra că bicicleta reprezintă un accesoriu al feminității, al frumuseții și al libertății de mișcare, iar mersul pe bicicletă este un mod de viață echilibrat, plin de naturalețe, simplitate, feminitate și atitudine oriunde ai merge, la serviciu, la piață, la grădiniță, după copii sau în oraș cu prietenii. Aici se încheie jurnalul de știri. Vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc vizionare plăcută în continuare. La revedere!